dimineața, prieteni, este o nouă zi și o nouă dimineață. E nouă, e ora nouă, bine, e aproape 10. Și eu am vreo două întâlniri azi. Trebuie să merg și la job, mai pe seară, după amiază, în fine. Ideea este că ieri am apucat să citesc 10 pagini și azi nu știu cât o să apuc să citesc. Aș vrea totuși să mă apuc să fac și săptămâna nouă, mi-ar plăcea să am niște timp să fac asta, dar cu siguranță nu o să am. O să încerc să las în descrierea videoclipului ca să puteți să-l accesați mai ușor. Eu ascult playlist-ul ăsta de două săptămâni de când am început să lucrez pentru licență, când învăț. Și e foarte bun. E chiar foarte bun. Încă sunt la săptămâna 8, așa cum știți. Am lucrat momentan cu condiționalul. Am revăzut a 1000 oară condiționalul. Nu mă simt foarte bine, cred că am o mică alergie la ceva, nu știu exact la ce, dar am luat un Aerius și sper să treacă. Salutare, prieteni, și bine ați revenit la vlog. Azi este joi și e super târziu, dar de dimineață am făcut mi-am făcut cafea și am făcut curățenie în toată casa, pentru că am neglijat asta puțin săptămâna asta, iar apoi mi-am planificat puțin ziua, am scris în continuare jurnal și acum lucrez la un proiect în Canva, la care lucrez deja de o săptămână. A fost să curăț toate borcanele pe care vreau să le păstrez, pentru că vreau să fac diferite lucruri cu borcane din casă și n-ai nicio sens să cumpăr unele când am o groază de borcane pe care pot să le spăl și să le folosesc. Am avansat puțin, dacă mă urmăriți pe Instagram, ați văzut probabil cât am citit din la religios și o să trag de mine să termin zilele astea. Aș mai avea, nu știu, 70 de pagini din ea și vreau să citesc din Căietul Brunei lui Wittgenstein. Dar acum o să mă opresc pentru că se fac construcții afară și nu se aude deloc, ok? Aș trebui să-mi fac părul, că m-am spălat pe cap și nu l-am uscat și arată foarte ciudat. Thank you.
Outfitul de azi e un outfit foarte basic. Am pulovărul ăsta pe care îl port în continuu din H&M și blugii mei din Stradivarius, blugii ăștia wide leg, care îmi plac super mult, că sunt super, super confortabil și largi. Salutare, prieteni! N-am apucat să vorbesc foarte mult cu voi săptămâna asta pentru că am avut niște treabă. Destul de multă treabă, am fost plecat în oraș și am avut o groază de lucruri de făcut și n-am apucat să stau neapărat foarte mult timp jos. În schimb, am terminat și săptămâna 10 din carte, din French in 3 Months și cred că o să ajung undeva la... aș vrea să fac, nu știu, poate săptămâna 11 acum. Da, și cam asta a fost o săptămână destul de relaxată. N-am reușit să învăț foarte mult pentru că am avut alte lucruri de făcut, dar da. Am început să citesc și din cartea asta pe care am primit-o, care este despre ploaie și foarte nostalgică și merge cu vremea de acum. Ieri a fost foarte frumos afară, dar acum e super, super înnorat și nu știu dacă o să plouă, pare că nu o să plouă, pare că o să rămână atât, așa, ceea ce nu e favorabil. Dar vreau să mai fac puțină curățenie și să mă apuc de French in 3 Months.